Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Ce credeți că fac eu pe câmpuri pe aici? Pe lângă porum. Aici cred că a fost rapiță. Ia să vedem acum unde credeți că merg eu. Ia să vedem. Mă dă de gol sau nu mă dă de gol peisajul? Mă dă de gol peisajul. Am visat azi noapte că mâncam pește și culmea, domnul inginer de aici m-a sunat astăzi să mă întrebe altceva. Și l-am întrebat, dar aveți pescuiți? Acum a zis că da. Ei, uite că am venit la Iaz să iau niște pești. Mi s-a făcut poftă să văd, să-l fac prăjit, să-l fac pastramă. Cert este că trebuie să ajung acolo. Văd acum cum stau lucrurile. Unii sunt mașinile alea, acolo trebuie să ajung. Uite acolo pe malul celălalt. Hai să vedem cum ajungem noi acolo. Am luat, de fapt mi-a dat, patru bucăți de fito. Mie îmi place fito ăsta să-l fac afumat, chiar și prăjit. Are un gust care mie îmi place. Uite aici oițele astea, scârlani, că văd că sunt tineri și berbeci, mai este pe aici. Haide mă, dați-vă o leacuță că... Uite curios, uite cum stau acolo, pe spatele la oi, păsările alea. Grauri, ce-or fi aia? Și pe oi deasupra, uite cum stau aia, uite cum stau acolo. Ceva curios, ia. Găsesc insecte, au păduchi, au purici, au. Le place lor să stea pe oi așa. Haide mă, dați-vă o leacă. Hai că să nu le stresez prea tare. O zburat. Am trecut și de ăștia. De grauri ăștia. Oi cu grauri în spate. Aici alt iaz. Mamă, mamă, ce e aici. Să văd eu dacă reușesc să trec, să ajung tocmai la lacul de argint. Asta este, ăla este Slatina, ăsta e Negriteștiu și eu trebuie să ajung la lacul de argint. Mai este Epitropia. Ienumiri. Stâni pe aici. Uite aici, are și un fel de saivania. Un adăpost acolo pentru ploaie, făcut aici pe stâlpi de lemn. Acolo altă stână cu rulotă. Ăsta cum să mai pescuiești aici, că n-ai cum. Deci năvod aici nu se mai poate băga, să doar dacă îl scurge la maxim ca să poată să-l mai pescuiască. Să dea drumul și să-l pescuiască la cascadă, pentru că cum văd eu toată e înstufărit aici, e împăpurit. Are tot felul de vegetații dintre asta care nu mai permite să mai bage năvoadele și să prindă peștele. Aici la undiță și la cascadă dacă îi, dar cred că prin stufă ăsta pe aici rămâne pește din numai. Eu tare aș fi curios să văd ce este aici în heleșteile astea. Uite, astea sunt lișiți, rații, ce sunt astea aici? Și aici vegetații cât vezi cu ochii, încât nu știu dacă se poate pescui. Acum zboară acolo, ia ce frumos se vede, ia. Ia. Ce frumos, ia. Mamă, parcă-i delta. Ăștia sunt pești. Cred că doi o să îi fac pastramă, iar la doi cred că o să le dau solză jos și o să-i las pentru prăjit. Gata pe o parte. Întoarcem pe partea cealaltă. Uite așa. Dăm înapoi șorșurubul. Cât trebuie să bielesc eu aici la el? S-a prins, nu s-a prins. Uite așa. Ia să-i dau imediat și pe partea cealaltă.
gata, 1. Așa, eu să-l prind și pe al doilea aici. Oh, invers, invers. Ei, visul meu, domnule, cum să sunt de plinește. Mi s-a făcut să poftă să mănânc o bucată de pește de asta de citofag prăjit. Fac. Ia să văd cu exact cât durează pe o parte. Dar nu cred că durează mai mult de 10 secunde. Haide, mă, durează mai mult să desfac șurubul. Am dat șuruburi acolo și la pește, acolo să vezi. Sunt bune șuruburile astea, dar cu folosință multilaterală. Gata. Misiune îndeplinită. De acum să-l curăț și să-l porționez. Un copac cu flori cu pești, pardon. A, uite, doamna, aici. Ăștia doi vor fi pastramă. Spre deosebire de ceilalți, uite, să despicați pe spate, nu pe burtă, ca să fie mai subțiri carne acolo și să pătrundă la fum și la condimente. Acum o să-i mai clătesc un pic. Și asta o să prăjim. Noi. Da, o să prăjim. Dar ți-am zis că am visat azi noapte că mănânc pește dintre astea, fitofag dintre astea. Așa, și acum o să-i mai dau o clătire frumos aici cu jertul. Și după aia o să-i bag un pic în slatină, să stea câteva minute, ca să-și trag un pic de sare. Uite, sare. Nu a avut destul la apă. A, uite așa, de acum copacul ăsta va fi în toamna asta tot așa, cu pește. Asta e copacul cu pește. Da. Eh, să-i dăm un pic de să-i punem un pic în slatină, condimente și la treabă cu ei. Vine peștele! Vine peștele! Vine peștele! Oh, te-aș pune aici la băliuță, în copaie. Așa. Hey, celebra noastră slatină, saramură, cum vreți să-i spuneți, deci este o apă sărată izvorâtă de acolo, de la fântână, din pământ, care trece printr-un zăcământ de sare și e foarte sărată. Să stea câteva minute, nu mult, că se sărează pe urmă prietare. E suficient atâta. N-are rost să o irosim. Cu toate că este în cantități industriale acolo. Chiar nu m-am gândit să fac o piscină și să fie cu sare dintre asta, cu slatină dintre asta. Cred că când ești de acolo, cum am pățit la ochnile mari, parcă, nu? Da. Așa, ia să-l dau așa peste tot, să-i fac baie. Să-i fac frumos așa baie. Ia uite ce frumos aici. El trebuie să se albească. Se poate pune și sare, nu e nicio problemă, sarea poate să stea pe el, dar important este să fie despicat pe spate și să fie cu solză pe el, cel puțin ăsta. Dacă orice pește, când îl pui la fum, merită lăsat cu solză pentru că îi păstrează sucul, nu se prinde de, eu știu, grătarul pe care o să fie stea la fum, pentru că eu nu-l pun agățat, îl pun cumva așa culcat. E cam aproape gata de acum înainte cu sarea. Să vedem ce mai pune. Fiecare poate să pună ce dorește la condimente. Că poate să-i mai pună, eu știu eu, usturoi. Ce vă poftește inimioară? Așa, da, sare să aibă și în rest, dacă el e un pește dintr-o apă curată, nu stătută, are un gust foarte bun. Bun. Acum să-l scot, să-l las la scurs și acum la temperatură de astea trebuie neapărat să stea undeva la răcoare. O să-l pun în ceva, într-un sac sau o pungă și îl bag la frigider, pentru că dacă ar fi fost, eu știu eu, prin octombrie, când temperaturile nu depășesc, să zic așa, 7-8 grade noaptea, îl puteam lăsa, dar acum este muscă, sunt vespi, sunt tot felul de insecte care ar da la el, plus de asta și bacteriile se dezvoltă. O parte din citofag o ajuns aici în crasă, în tigaie, fără el. Abia aștept să-l savurez.
și să văd cât este de plăcut și dulce la gust. Și un mic amănunt, mie îmi place în uleiul ăla, după ce s-au prăjit peștele, să pun și niște dovleac. Bine că îl curăț, îi dau de aici, al mijlocul jos. Ia uitați-l, este proaspăt acum. Uitați cum a ieșit din el seva, ia. O delicatețe, o bunătate. Să vă spun câteva lucruri despre fitofag. Deci este un pește care consumă fitoplancton. Fitoplanctonul nu se dezvoltă decât în apele care sunt cât de cât ecologice, deci nu sunt poluate. Dacă ar fi crab, atunci ar trebui hrănit ca să crească și în momentul în care intervine mâna omului cu tot felul de furaje, cu tot felul de hormoni de creștere, nu mai este nimic natural. Eu, pentru mine, îl consider că este un pește care este curat, ecologic și acum depinde și din iazul din care alegeți să-l luați și să-l consumați. Eu știu că în iazul ăsta, deci apa nu izvorăște, deci în maxim un kilometru. Știu cam ce este pe cursul ei, este un pește sănătos. Știți dovlecelul, e la tratamentul termic. După o noapte pretrecută oriunde în frigider, la răcoare, acum am pus peștii ăștia doi, i-am pus la scurs. Trebuie să-l iau un pic aerul, să se zvânte, să nu mai aibă umiditate pe el când îl pun la fum. Deci asta este un secret ca să nu se prindă de grătarul care o să-l susțin acolo. Și cu voi, mă? Vă miroasa pește? Îți miroasa pește? Și tu, negruș? Da? Vă miroasa pește? N-am ce vă face, trebuie să așteptați să facă, să-l afumăm, să-l tratăm termic, cum spun eu. A, găștile? A, el își fac înviorarea. Faceți înviorarea dimineață voi? A? Da, 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 da. A, să fac focul la fumătoare și să pregătim pastramul. Ia uitați-l cât de frumos stă la soare și face aici plajă. Vrea să se bronzeze. În timp ce eu am făcut focul la afumătoare, am pus și cireș și fag acum, ei, când o să, după ce sunt fierbântă afumătoarea mea, o să pun numai lemn de cireș, dar acum până ce sunt fierbântă, ca să se curățe, să nu transpire, o să pun, deci fag ca să îi dau temperatură. Asta este un butoi de 220 de litri. Aici am un grătar de inox, după cum vedeți că l-am spălat, l-am curățat. Prefer să folosesc butoiul de tablă la pește pentru că sunt fierbântă foarte ușor. Dacă ar fi fost din cărămidă sau din beton sau din alt material, transpiră pereții. Trebuie să faci focul 2-3 ore până ce ajunge toată afumătoarea la temperatura care înlătură, cum să spun eu, condensul. Și atunci ar fi un consum inutil de lemne. La butoi o să vedeți cât de frumos iese, pus aici așa plachia aia, o minunăție, o bunătate o să iasă. Am pus peștii aici deasupra afumătorii, unde iese aerul ăsta fierbinte din afumătoare. Uitați cum împinge frunzele în sus, să treacă pe lângă el și să îl usuce. În momentul în care o să fie perfect uscat și nu o să mai fie umed, așa, abia atunci o să-l pun în afumătoare și o să-l acopăr.
Deci până atunci îmi stă aici la aer, dar la căldură, la ferbințeala care vine de jos din afumătoare. Asta este un secret, dacă nu îl lăsați așa, el o să se moaie, o să se sfarme, dar așa, să vedeți cât de frumos o să iasă. Să vedeți cât de frumos o să iasă. În timpul ăsta, cât el stă aici, am să mă duc să le dau mâncare și apă la struț. Stați aproape să-i vedeți în noua locație cum să joacă. Sunt curios să văd când o să se liniștească, pentru că au o zi, două, și totuși scot zgomote de frică. Au un zgomot așa specific și trebuie să merg ușor, încet, n-am mers pe mijloc pe acolo pe drum. Trebuie să merg încet ca să obișnuiască cu zgomotele. Să văd acum, oricum eu îi văd de pe telefon, de pe televizor, de acasă, de pe laptop, de oriunde, am camere de supraveghere și văd ce fac, dar vreau să văd acum când ajung aici, să văd dacă mai sunt așa agitați sau nu. Cred că sunt undeva aici la deal, în adăpost, numai până acum se agitau, fugeau. Copiii! Da, stau liniștiți, văd că s-au acomodat cu spațiu și cu locul ăsta de aici. Copiii, ce fac copiii? Bună dimineața! De fapt, noi vorbim pe cameră, pe telefoane, avem, acum suntem moderni. Bună dimineața, copii! Ce faceți voi? Hă? Sunteți ok? Sunteți tot aici? Mai aveți acolo trifoieș? A, mai aveți. Am vrut să vă mai dau. Dar văd că voi mâncați, cred că mai mult iarbă de acolo. Și aici trifoieșul ăsta, așa, ca supliment. Acolo mai aveți ceva? În treucă aveți. A, voi mâncați iarbă pe acolo. A curățat așa frumos alunii până la un anumit nivel. Ia sciupiele pe toți. N-are nimic, las că așa e frumos să fie curat. Bună dimineața! Ce faceți voi? Hă? Ați dormit bine? Hai că eu nu am timp să văd dacă aveți apă și mă duc înapoi că am treabă. Trebuie să vă pun aici geamuri, trebuie să vă pun, eu știu, eu sus mai am de treabă pe la acoperiș, pe la una, pe la alta. Nu a plouat aici? Nu a plouat, înăuntru la voi. Cu picurat un pic azi noapte. Ce te uiți, mă? Ia să văd dacă aveți apă. A, văd că nu v-a fost fete. E plin aici? Ori o curs din burlanul ăla, dar nu cred că o curs. Nu, că a fost puțină ploaie. Hai, fugim un pic? Ia, hai! Hai, copii, hai! Hai un pic, că e înviorare, hai să facem un pic de mișcare, hai! Așa, bravo, hai! Așa, bravo, hai! Hai, veniți înapoi frumos acum, hai la deal, hai! Hai repede, hai! Hai, fugiți un pic așa frumos cu aripile desfăcute! Haide, mă, hai! Hai! A, cred că ați făcut-o voi de dimineață, n-am avut timp să mă uit la voi. Dar mă uit pe înregistrare. Ha? Care-i treaba? Cum e pe aici? Ați curățat pe aici frunzile? Bine că am mai tăiat și eu din crengile astea care încurcau pe aici. Ia uitați aici ce am făcut. Am mai tăiat ca să nu-i incomodeze, să nu-i încurce. Bine, hai că vă las. Aveți apă, aveți mâncare. Am venit numai așa ca să vă salut. Pa, pa! Cât am fost eu plecat la struțe acolo. Ia uitați-l că deja au început să usuci. Ăsta e aproape numai bun, e pus de acum. El a început să se usuce, nu mai este lipicios, nu mai are umiditate. Uite, aici unde a fost mai subțire deja și coada, a zis că e aproape făcută, pentru că de aici iese fierbințeala asta. O să-l mai las un pic și după aia o să-l pun aici în afumătoare ca să-l tratăm termic, cum spun eu. Numai bine s-au terminat și lemnele alea care au fost de fag. Acum am adus aici cireș și o să pun pe foc cireș ca să dea aromă și culoare și gust bun. El s-a uscat, nu mai are umiditate, de acum pot să-l pun aici pe grătar. Au ce frumos în cap, deci cam 2,5 kg au avut bucata, 2 pești dintre astea aici la butoi, în cap perfect.
Eu mai am un grătar care pot să-l pun aici deasupra și încă o altă chestie, un lighean de metalic care pot să-l pun ca și capac. Oricum o să pun grătarul ăla, deci poți să faci 3 bucăți dintre astea, dai suficient, la 2 kg jumătate o bucată dintre asta să faci repede. Să vedeți cât de bine o să iasă așa. S-a terminat și ultimul lemn. Și ia uitați cum arată peștele. Ia uitați cum arată. Făcut frumos. Acum o să vă arăt cum îl pun pe un platou cu un pic de cetină de brad ca să îi dăm un aspect așa frumos. Eu tot mă uitam la părul ăsta din stradă. Am zis că trebuie să fie piere de iarnă, de toamnă, când până acum n-am mai făcut. Ei, acum când am intrat aici ca să iau cetină de brad, ia uitați și pe jos, dar și gustau. Doamne! Doamne, ce gust au! Voi și vreți, mă! Este extraordinar de gustoasă și de moi, zemoasă. Ia să văd să tai niște crenguțe dintre astea de brad, de aici din bradul ăsta al meu, și să facem frumos peștele ăla, să-l punem pe platou. Am tăiat destule, o să mai trebuiască și altă dată, așa pe aici, pe acolo, de pe unde sunt plus, ca să zic așa, să mă duc să le clătesc un pic cu apă și pe urmă să aranjăm peștele. Am rezolvat-o și cu platourile și cu cetina. Uitați cum arată produsul final. Fugi de aici, măi! Ia uite-le acum cum vin. O să-mi țâț mirosul ăsta de pește, e jale cu ele. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Asta este peștele, fitofagul ca la Mihăiță, făcut așa, pastramă. Uitați cât de bine a ieșit, ce culoare frumoasă are, de miros și de gust nu mai zic. Nu s-a rupt, nu s-a prins, se poate servi cu un usturoi, cu un hrean, cu ce dorește fiecare. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!